Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Ivan Petruț. Pe tine cum te cheamă? Ivan Petruț. Cum mi s-a părut activitatea de astăzi? Bună desfășurare. S-au găsit probleme la fetiță? Nu. Este clinică? De știu. Am înțeles. Deci mergeți cu ea des la doctor. Și o să mergeți de acum în continuare, la fel pentru consultările anuale. În ce clasă ești? În clasa 5. Și care este materia ta preferată? Acum este franceza, de când am început, și română. Am înțeles. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Învățător. Da? Medicul de familie este din localitate? Nu. Dar când vine, considerați că face o treabă benefică? Da. Nu am înțeles. Îți că ai primit un ghiozdănel din partea noastră? Da. O să-l folosești la școală? Bine. Mulțumim. Bună ziua. Cum vă numiți? Și pe tine cum te cheamă? Cum mi s-a părut activitatea de astăzi? Foarte frumos, foarte amabile. S-au găsit probleme la fetiță? Ești sănătoasă? Sănătoasă. Mergeți des cu fetița la doctor? Am mai fost. Are probleme sau consult general? Nu am. Doar un consult. În ce clasă ești? Eu a 4. Și care este materia ta preferată? Tu mergi pe jos de acasă până la școală? Mergi pe jos de acasă până la școală? Și cât faci? Mănâncă carne în fiecare zi. 20 de minute faci pe jos, da? Da. Observ că ai primit un ghiozdănel din partea noastră. O să-l folosești la școală? Da. Plăcere. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Gând Estela. Și pe tine cum te cheamă? Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analize pentru copii. De unde ați auzit de aceste analize? De la școală. V-a anunțat doamna directoare? Da. Și s-au găsit probleme la băiețel? Nu. Puțin anemic. A zis că trebuie să-i punem fier, să-i dăm un tratament pentru fier. Sunteți mulțumită de activitatea da. De astăzi? În ce clasă ești? A3. Și care este materia ta preferată? Nu. Ce materie îți place? Ai o materie preferată? Da. Care este? Româna îți place? Matematică. Tu mergi de acasă până la școală pe jos? De ce microbuz? Mergi să-ți cu băiețelul la doctor? Nu. Nu ați avut probleme. Dar o să mergeți? Da, dacă e nevoie. Dacă e nevoie. General? Da. Exact. Da. Nu mă înțeleg. Eu cred că ai primit un ghiozdănel din partea noastră. O să-l folosești la școală? Da. Bine. Mulțumim pentru interviu. Mulțumim. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Spartac Mariana. Pe tine cum te cheamă? Spartac Andreea Filantea. Pe tine? Bine. Cum vi s-a părut activitatea de astăzi? Foarte bună, foarte interesantă, având în vedere că noi nu avem medic, posibilitate să mergem să-i căutăm să astea și cred că ne-a prins bine. Vi sunteți mulțumită de, da, de această activitate? Da, am mai aflat și noi unele alte. S-au găsit probleme da, la copii? Da, da. Ce anume? Nu știu să vă explic, că eu știu, știe medici mai bine ce înseamnă și cum. Dar v-au dat trimitere? Da, de... da, 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 da. Am înțeles. Dar rezultatele la hemoglobină și la glicemie cum au ieșit? Da, sunt în regulă sau nu prea. Trebuie să repetat. Am înțeles. Mergeți des cu ei la doctor? Nu. Și o să mergeți de acum? A, de acum încolo o să mergem, că am înțeles că este foarte importantă sănătatea și o să mergem. Okay. Medicul de familie este din localitate? Da. Și când mergeți la... De fapt nu este. Este... Nu. Nu. Dar când vine în localitate și mergeți la dânsul, considerați că face o treabă benefică? Da. Da. Face, nu? Este. În ce clasă ești tu? 5-a. Și tu? 3. Și care este materia ta preferată? Română. Și a ta? Engleza. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Învățătoare. Și tu? Învățător. Ce materie? Păi, învățător. Observ că ați primit un ghiozdănel din partea noastră. Vă mulțumim. O să-l folosiți? Da. Da. Bineînțeles. Mulțumim. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Andreea Ușoară. Și pe tine cum te cheamă? Andreea Ușoară. Pentru ce ați venit astăzi la școală? Pentru, să zicem, un test de analize. Un consult medical. Un consult medical. Și cum vi s-a părut activitatea? Să zicem... Bun. Sunteți mulțumită de activitatea da. Doctorițelor? Da. 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 S-au găsit probleme la fetiță? Minor.
Știați de aceste probleme sau v-ați aflat astăzi? Nu, m-am aflat astăzi. Mergeați des cu ea la doctor? Nu, n-am avut probleme de lucru. Și o să mergeți de acum în continuare cu fetița? Sigur. Tu în ce clasă ești? Așa. Și care este materia ta preferată? Română. Tu mergi de acasă până la școală pe jos? Da. Și câte minute faci? Un sfert de oră. Un sfert de oră faci pe jos, da? Da. Observ că ai primit un ghiozdănel din partea noastră, o să-l folosești la școală? Da. Mulțumim pentru interviu. Bună ziua! Cum vă numiți? Ciocârla Mariana. Pe tine cum te cheamă? Ciocârla Mariana. Cum mi s-a părut activitatea de astăzi? Bine. S-au găsit probleme la fetiță? Un pic anemic. Nimic mai mult. Știați de această problemă sau ați aflat astăzi? Astăzi am aflat. Mergeați cu ea la... înainte? Am mers la lumea. Am avut niciun probleme până acum. Medicul de familie este din localitate? Mm. Da, aici. Și când mergeți la dânsul, considerați că face o traumă benefică? Da. Tu în ce clasă ești? A 5-a B. Și care este materia ta preferată? Român. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Învățătoare de român. Profesor. Observ că ați primit un ghiozdănel din partea noastră, o să-l folosiți? Da. Mulțumim!